Bună ziua, bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este Cătălin Drulă, președinte al USR, fost ministru al transporturilor. Bună ziua, domnule Drulă, mulțumim că ați venit. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Domnule Drulă, o să începem cu... Vă propun să începem prin a discuta, pentru că concretețea e cea pe care vor, cred că, să o vadă românii, plecând de la experiența dumneavoastră de fost ministru al transporturilor. PNRR-ul este o șansă pentru România, sunt foarte mulți bani pe zona de transporturi, atât rutier cât și cale ferată, chiar și în zona de metrou sunt bani. Problema este legată de implementare, ca întotdeauna în România. Vor fi făcuți cei peste 400 de kilometri de autostradă proiectați și angajați în PNRR în următorii ani? Dacă Ministerul Transporturilor continuă să se miște așa cum o face acum, nu vor fi făcuți. Dacă ar putea fi făcuți, dacă s-ar munci așa cum trebuie acolo, răspunsul este categoric da. S-ar munci așa cum trebuie însemnând? Însemnând echipele de proiect, însemnând oamenii pe care îi aduci în minister, secretari de stat, oameni care zona de echipe de proiect, de consilieri, în compania de drumuri, tot ce văd de... Și s-au împlinit zilele trecute 260 de zile de când am părăsit mandatul, atâtea zile a avut și mandatul meu. Este o deprofesionalizare continuă, o pierdere de oportunități. PNRR, cel mai mare proiect de acolo, este autostrada A7. Zilele trecute ne aducea aminte și președintele PSD despre această mare oportunitate pentru România. 320 de kilometri, 3 miliarde de euro. Acel proiect este proiectul pentru care m-am luptat în primul rând la Bruxelles anul trecut. Am plecat dintr-un punct în care Comisia nu vrea să audă de autostrăzi. Știți că domeniul rutier în Europa de vest e mai puțin dorit pentru că dezvoltarea acolo a ajuns la un anumit punct și e considerat poluant. Am reușit să-l includem și ca să aveți o dimensiune a ordinului de mărime ce șansă reprezintă acești bani, pe 10 ani în urmă nu am investit 3 miliarde de euro în autostrăzi și drumuri expres. Deci banii de pe 10, sau cam în zona asta suntem, deci banii de pe 10 ani îi avem pentru un singur proiect. Ei bine, jumătate din acest proiect de la Bacău, de la Focșani la Bacău și până la Pașcani nu este nici măcar lansat în licitație. Primul sector de la Ploiești la Buzău l-am lansat noi în 1 iunie, un an și încă nu există niciun contract semnat și a mai fost lansat doar sectorul de la Buzău până la Focșani. În general, pe întreg PNRR-ul de transporturi din 7,5 miliarde de euro, oportunitate unică, doar 3% este cu contracte semnate de execuție, iar 50% din această sumă nu este nici măcar lansat în licitație. Păi, dacă nu faci licitațiile, dacă nu semnezi contractele, dacă nu rezolvi ce ține de project management, de managementul de acestor proiecte mari de miliarde, nu apar fructele PNRR-ului de la sine. Există un discurs al actualei puteri PSD-PNL care spune, domnule, PNRR-ul e prost. Dar de ce e prost? Pentru că, uitați, nu se poate face, nu se face ce e în el. Deci, neputința lor este evidența faptului că programul ar fi prost. Păi, nu știu că am înțeles. Nu e un pom în care se coc roadele și înseamnă că nu-i bun, nu-i altoit dacă n-au căzut roadele. Trebuie să muncești. E foarte interesantă perspectiva, pentru că ieri l-am avut în emisiune pe actualul ministru al transporturilor, domnul Sorin Grindeanu, care e mult mai optimist decât dumneavoastră în privința PNRR-ului. Cum vi se pare că se descurcă Sorin Grindeanu la Ministerul Transporturilor? Foarte, foarte slab și o spun cu un oftat, pentru că eu am avut o încredere. Să știți că de fiecare dată când a venit, chiar și înainte să fiu ministru, eram în Comisia de Transporturi din Parlament, sunt acolo din 2016, înainte eram o societate civilă pe domeniul ăsta, am dat credit miniștrilor, aproape tuturor. Bine, unii era mai greu pentru că le cunoșteam un pic background-uri, dar chiar am avut speranța, am crezut că fiind un om care are o putere politică destul de mare, presupun fiind numărul 2 în PSD, va reuși să descurce și am încercat să-i predau acest mandat în condiții când am venit, să descurce proiectele, ițele, să formeze echipe de proiect. Cel puțin în discuțiile mele inițiale cu dumnealui, intențiile păreau bune, dar realitatea din aceste 6 luni ale dumnealui de mandat, 8 luni de când am plecat eu din mandat, este, chiar am făcut un bilanț zilele trecute,
este groaznică. Nu se mișcă proiectele. Dacă vreți să avem și un martor obiectiv al acestei afirmații, INS a afirmat în raportul lor, pe primul trimestru al acestui an au scăzut cu 12% aproape investițiile în proiecte mari de infrastructură și chiar identifică dumnealor cauza blocarea licitațiilor mari de proiecte publice de infrastructură. Investițiile pe primele 4 luni ale anului pe ansamblu bugetului au scăzut cu 8% din datele publicate acum 2-3 zile de Ministerul Finanțelor. Deci există o preocupare excesivă la nivelul actualei guvernări pentru clientela politică, pentru umplerea tuturor funcțiilor. Au stat luni și luni de zile și-au împărțit și aceste companii, cred că am mai discutat chiar în emisiunea dumneavoastră, pe partide, drumurile sunt la PNL, cred. Nu e transparent. Le aflăm așa doar pe surse. Le-a mai declarat domnul Rareș Bogdan prin anumite emisiuni. Căile ferate sunt șinele la PSD și vagoanele, adică trenurile de călători, sunt la PNL. Vă dați seama în ce direcție merge această politizare și dacă ar fi adus oameni profesioniști acolo, încă n-ar fi fost așa o mare problemă. Dar din toate semnalele pe care le am, există un exod al oamenilor buni, un exod care cu ce a mai rămas din profesioniști din sistem, și o populare cu pilele de partid care nu sunt în stare să facă aceste probleme. Ați plecat de la minister, dar în mod clar mai aveți oameni care vă mai spun ce se întâmplă acolo. În mod evident monitorizați ce se întâmplă la Ministerul Transporturilor, pentru că apăreți constant cu comunicări, postări despre proiectele de infrastructură. Avem 438 de kilometri asumați prin PNRR. L-am întrebat pe ministrul transporturilor câți kilometri vom avea în 2026 construiți, pentru că ăsta este termenul, și domnia s-a spus că toți 438. Noi știm că în momentul ăsta sunt în execuție undeva la 40, peste, nu știu, vreo 42 care erau pe lotul Nădășelu, poarta Sălajului. Corect. Iar pentru restul de kilometri, în momentul ăsta, nu există niciun contract semnat. Corect. În condițiile astea, privind la rece, obiectiv, și privind stând cu calendarul în față, în 2026, câți kilometri vom avea construiți din cei 438 asumați prin PNRR? Eu nu vreau să fac un pariu așa ca și cum ar fi la o casă de pariuri, dar ce vă spun este ce e posibil. A7, cei 320 de kilometri în A7, proiectul major, încă se poate face, dar suntem deja în prelungiri. Mi-e teamă că va fi ratat termenul de 2026. Sectorul din A1 lipsă, acel sector al tunelurilor cu urși între Lugo și Deva, o zonă de unde ar trebui să știe bine domnul Grindeanu, e din Timișoara. Acolo a anulat licitația pentru că au fost niște clarificări făcute foarte neprofesionist de compania de drumuri și atunci companiile n-au mai depus ofertele finale. Era o listă preselectată de când eram noi în mandat de 6 companii, deci exista un interes și n-au mai depus oferte pentru că la anumite chestiuni din documentație unde se puteau da clarificările necesare nu s-au dat cum trebuie. S-a anulat și s-a relicitat. Acolo nu mai există șansa. Deci pe sectorul A1 Lugoș-Deva este în afara PNRR-ului. A3-ul pe care se lucrează cei 40 de kilometri, care era un lucru și în mandatul meu. Da, acolo sunt șanse bune și mai sunt capetele autostrăzii A8, faimoasa autostrada Unirii, autostrada Transilvania-Moldova, Iași-Târgu Mureș. E, acolo, iarăși, lucrurile nu se mișcă prea bine, nu s-au lansat încă licitațiile. Dacă le lansează în toamna, în vara aceasta, nu cred că vor fi gata până în 2026, pălsând la limită. Iarăși, spun foarte mulți de dacă, pentru că vreau să fiu optimist și vreau să facem lucrurile astea. Și această contraperformanță a ministrului actual a acestei guvernări, într-un mod personal, mă afectează. Împreună cu echipa mea ne uităm și când vedem, colegul meu, secretarul de stat, Horatiu Cosma, mai face cât un sumar o dată pe săptămână și ne luăm cu mâinile de cap. Efectiv, trăiesc emoții negative, mi-aș dori să fie o performanță mai bună, să am mai puțin de criticat, paradoxal, deși sunt în opoziție politică, la ce performanța domnului Grindeanu. Eu nu-mi dau seama, cumva încerca să-mi dau seama care este gândirea politică. Pentru că e imposibil totuși să nu vezi contraperformanța. Și cred că motivul este că PSD-ul probabil nu mai vrea să fie la guvernare în mai la anul la rotativă. Eu nu pot să-mi imaginez, poate discutăm și despre situația economiei, decât că vor să fugă.
Deci, din ce înțeleg din estimările dumneavoastră, dacă se face jumătate din A7 și dacă se termină autostrada A3, lotul Nădășelul Poarta Sălajului, ajungem undeva la 200 de kilometri maximum până în 2026, adică jumătate din ce s-a asumat prin PNRR. V-am spus, este încă timp să fie finalizat întreaga A7, deci 320 de kilometri, dar suntem deja în prelungiri. Nu vreau să spun eu că vor fi doar 200 km, pentru că nu accept asta. Vreau să facem, sectorul care pare să fie în afara PNRR-ului este A1. Celelalte încă s-ar putea face la limită. Spuneți că este în afara A1 Lugoj-Deva pentru că s-a reluat licitația. S-a luat licitația lansată de 2 ani în urmă și s-a reluat licitația, încă nu s-au depus nici ofertele până să o fi vreun constructor, iar dacă punem efectiv termenul legal din contract, e în afara lui 2026, cred că sunt 4 ani de execuție sau așa ceva, e vorba de niște tuneluri de 2 km și se duce dincolo de 2026. La A7 nu s-a scos la licitație, v-am spus, jumătate din autostradă de la Focșani în sus nu-i scos la licitație. Dacă o scos la licitație în vara asta, dacă punem o grămadă de dacă peste un an au contractele semnate, ar prinde 2026 la limită. Bun. Ați fost în discuție cu Comisia Europeană și știți discuțiile. Ajungem în 2026. N-am reușit să construim ce ne-am asumat. Ce se întâmplă? Dăm banii înapoi? Ne mai dau ei timp? Nu, pentru că banii nu sunt pe proiect. Banii vin de 2 ori pe an. E un mecanism în care trebuie să îndeplinești anumite ținte, jaloane, pentru a primi tranșa de la jumătatea anului și tranșa de la finalul anului. Ori aceste ținte deocamdată sunt doar calitative, sunt anumite legi, anumite reforme, dar sunt și cele cantitative. Este un termen, cred că în 2024, până la care 50% din programul de autostrăzi trebuia să fie implementat. Și dacă nu-l atingem, orice țintă pe care nu o atinge înseamnă că banii se blochează. Eu cred că, și aici e o discuție foarte serioasă, discutați cu experți în PNRR, ne mai vin banii, o să intre tranșa aceasta de la jumătatea lui 2022, poate o mai luăm și pe următoarea, cea de la jumătatea lui 2023 deja este în dubiu. Practic, vor lăsa foarte mulți din acești 30 de miliarde de euro neluați decât să facă reformele și investițiile, banii vor... programul se va bloca și banii vor rămâne la Comisia Europeană, România nu-i va trage. Bun. Domnule Drulă, vă invit să discutăm puțin și despre situația economică în care este România. Recent, guvernul a anunțat o serie de măsuri care ar trebui să sprijine populația. Le știți, le-ați văzut, de la bani pentru cei cu pensii foarte mici și până la amânarea plății ratelor. Desigur însă și blocarea angajărilor la stat, nu de acum, peste o lună. Discutăm și despre acest lucru, despre acest pachet, după o scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți lângă, alături de noi. Ne-am întors în fața ta continuă. Președintele USR, domnul Cătălin Drulă, este invitatul zilei de astăzi. Înainte de pauză, vă propunem, domnule Drulă, să discutăm despre pachetul de măsuri economice anunțat de guvern. Mă refer la acele măsuri, printre altele, o să le număr, pe cele care privesc ajutoare pentru pensionari, cei cu pensii foarte mici, amânarea plății ratelor cu 9 luni sau... Și asta e interesant, blocarea angajărilor la stat, nu de acum, ci peste o lună. Este, nu știu cum să spun, este jenant într-un fel și decuplat de realitate, pentru că suntem într-o situație economică foarte gravă în momentul de față. Ne împrumutăm la cea mai mare dobândă din Uniunea Europeană, 8%, cea mai mare dobândă la care s-a împrumutat România în ultimii 20 de ani, roborul a ajuns la 5,9%, făcusem un calcul, asta înseamnă că pentru o familie care avea la început anului o rată de 1300 de lei, acum e 1500 de lei aceeași rată, inflația 13,8%, toate aceste cifre sunt de speriat. Și guvernatorul BNR chiar spunea zilele trecute că politica fiscală a guvernului nu este ceea ce trebuie. Ce face guvernul? Se împrumută în continuu fără să reducă cheltuielile statului. Până și la aceste angajări, vedeți, spun, își mai dau o lună. E ca atunci când vrei, îți propui, nu știu, să te lași de fumat, dar de luni, până luni mai fumezi câteva pachete. Cam așa sunt și aici, vor să mai angajeze până la 1 iulie, pentru că asta s-a întâmplat, mă uiți, pe exemplu, la Ministerul Transporturilor, de care vorbeam mai devreme.
Domnul Grindeanu a crescut cu 10, peste 10% schema de personal la minister, la companii, la Metrorex, 800 de posturi bugetate în plus. Peste tot se angajează pentru că sunt multe guri de hrănit în clientela partidelor. Orice ce ar trebui să se întâmple pentru a calma inflația este reducerea deficitului bugetar. Și deja, conform economiștilor și experții noștri de la USR spun și economiști de marcă, dacă nu mă șer, chiar și de la BNR, vom depăși 5,8% pe care este din PIB pe care este construit bugetul României, vom merge la 7%. Ce înseamnă asta? Înseamnă că situația economică se agravează pentru că, pe de o parte, BNR crește rata de dobândă monetară, ceea ce înseamnă că ne împrumutăm, oamenii plătesc împrumuturile mai scump, ratele pe care le au, economia frânează, încetinește. Asta este o măsură de calmare a inflației, care trebuie să meargă în sincron cu politica guvernului fiscală de reducere a deficitului bugetar. Teoretic ar trebui să avem excedent. Știu că șochează asta, dar nu poți. Deficit bugetar înseamnă că te împrumuți, de fapt. Noi adâncim, de fapt, acest deficit bugetar, ceea ce înseamnă că se alimentează inflația. Deci banii pe care îi împrumutăm se pompează în inflație. Și atunci se întâmplă un fenomen economic extrem de grav care se numește stagflație, adică economia scade, dar prețurile cresc, care duce la consecințe sociale foarte grave. Oamenii sărăcesc, nu își mai pot plăti creditele pentru case. Și soluțiile, domnule Drulă, care ar fi în opinia dumneavoastră? Soluțiile unui guvern responsabil sunt cele de reducere a deficitului bugetar, reducerea cheltuielilor statului. Pe partea, evident că se pot lucra și pe partea de colectare, unde nu fac nimic pe partea de digitalizare, ANAF, e-factura, nu funcționează nimic din toate aceste măsuri care ar îmbunătăți colectarea. Sistemul de fiscal este Schweizer, o spun și specialiștii și se mai adaugă încă noi excepții. Avem nevoie de păstrat această cotă unică, un sistem rațional, dar nu interesează. Și ce se întâmplă în momentul de față, eu nu vreau să sperii oamenii, dar cred că e mai bine să vorbim cu un an sau doi înainte. Ne ducem către un caz Grecia de acum 10 ani. Este o coaliție a falimentului. Vom ajunge, din păcate, cu multă suferință socială la tipul ăsta de programe. Dumneavoastră ați fi de acord acum ca acele facilități fiscale acordate unor anumite zone din economie să fie eliminate? Spre exemplu, taxarea în sectorul IT. Asta este una dintre reformele asumate în PNRR. Și cred că în România avem nevoie de mai multă echitate. Avem foarte multe sisteme în România care funcționează pe bază de privilegii. Pensiile sunt speciale, în toate domeniile putem găsi de la exemple triviale, politicienii care sunt mai șmecheri în fața codului rutier. Sigur, în IT și taxarea din IT, apropo, sunt avea IT-ist. Alte motive. Sunt IT-ist și politica asta a fost o politică rațională la momentul respectiv. Și chiar am susținut-o când eram încă în politică și după, pentru că politicile trebuie văzute și prin efectul lor net. Ori asta a adus foarte multe locuri de muncă, foarte multe taxe plătite, că se plătește și TVA de către cei care câștigă acei bani, foarte multe companii care s-au relocat aici. Dar a sosit un moment în România în care să ne ducem către unificarea sistemelor de impunere, să eliminăm din aceste excepții. Este o reformă în PNRR asumată de România, dar dincolo, până discutăm despre venituri, că acum dumneavoastră mi-a spus o întrebare pe partea de venituri bugetare, până discutăm despre venituri, statul trebuie să dea primul semn la cheltuieli. Și vă spun ca un om care a fost în situația aia, la Ministerul Transporturilor anul trecut, am chemat de la oameni care câștigă puțin și către care am toată empatia, cei din domeniul CFR, mecanici de locomotivă, n-au salarii mari, să știți, dar bugetul fiind Schweizer, am fost nevoit să amânăm acea intrare în vigoare a statutului feroviar care ar fi explodat cheltuielile la nici companii și așa în pierderi. De altfel, s-a fost din nou amânată și de acest guvern. În timp ce domnul Grindeanu, una dintre primele măsuri pe care a luat-o, poate măsura e rațională. Apropo, PSD este cel care a introdus-o în Parlament. Ăsta este stilul de a guverna al PSD. Introduce o măsură, nu e sustenabilă și apoi vede că nu se aplică în practică, o amână prin ordonanță de urgență. Dar i-am chemat pe oamenii aceia la Ministerul Transporturilor și le-am vorbit în față și le-am spus, la capătul celălalt al veniturilor, controlorii de zbor au salarii mari, unii au 5.000 de euro pe lună și așa mai departe. Și le-am spus, toată lumea trebuie să strângă cureaua. Suntem într-un an era un an de pandemie, suntem într-un an dificil economic și peste tot, în toate companiile,
am redus pierderile sau le-am trecut pe profit. Compania Aeroportul București am trecut-o pe profit, am vorbit cu toți managerii, am introdus programul de 4 zile din 5. Ce vreau să spun cu asta? Atunci când există o solidaritate, când contribuabilul vede că statul face și el eforturi să-și reducă cheltuielile, că e solidar în a duce povara unei crize economice, atunci poți discuta cu oamenii și despre partea de venituri. Atunci când trebuie să plătești totul din buzunar pentru că serviciile publice sunt praf, Și avem această, eu spun că distruge coeziunea socială în România acest sistem de șmecherie. Două clase, pensii speciale, pensii normale. În foarte multe domenii ale statului român sunt aleși. Dacă te naști băia de primar, vei primi de la partid o funcție bună de subsecretar de stat undeva. Altul, care nu s-a născut băia de primar, trebuie să facă școală, să învețe. Și atunci acest sistem de contraselecție premodern, dacă stai mai de tip feudal, privilegii pe bază de pe cine cunoști sau de castă. Aici e lupta pe care o ducem. Noi USR susținem un sistem, susținem fundamental, asta e diferența și clivajul față de cel restul clasei politice. Și aici se va duce lupta în 2024. Noi susținem modernizarea statului, așezarea lui pe baze mai echitabile. Sistemul PNL, PSD, i-a spus socialist cu epoleți, patronat de Iohannis, este foarte fericit cu acest status quo. Iohannis este împăratul status quo-ului. Îi place România așa cum e, crede că se poate îmbunătăți marginal, dacă putem să facem din PNRR 20% să fie primiți, mai schimbă cât un guvern, domnul Ciucă, probabil că este la fel de expendable, de se poate consuma la fel ca domnul Câțu și așa mai departe, dar România rămâne la fel. Iar PNRR de aia nu se întâmplă, pentru că preferă să lase cele 30 de miliarde de euro la Comisia Europeană. Bine, vom lua din ele 5, 6, 7, dar vom lăsa grosul la Comisie decât să facă acele reforme. Acele reforme nu sunt pentru că vrea cineva un funcționar european. Acelea sunt reforme care așează viața mai bună pentru cetățenii din România. Reforma pensiilor, reforma sistemului fiscal, toate celelalte reforme care sunt prevăzute în PNRR. Nu sunt pentru că le vrea cineva de deasupra noastră, sunt pentru români, nu contra lor. Dar clasa politică, o clasă politică a privilegiilor, nu le vrea. În timpul ministeriatului dumneavoastră la transporturi, ați intrat în coliziune cu sindicatul de la Metro. Cred că am făcut și o emisiune aici, în timp ce vă războiați cu celebrul Rădoi, Ion Rădoi. Mai nou au apărut niște stenograme privind conversațiile pe care le purtau sindicaliștii în timpul războiului cu dumneavoastră și o idee era să angajeze racheți care să vă elimine. Cum ați primit informația asta? Ce să zic, că nu e cea mai confortabilă poziție. Această ostilitate pe care am declanșat-o la Ministerul Transporturilor împreună cu echipa mea și care a provenit pur și simplu din a ne face treaba. Eu cumva refuz discuția în termen de excepționalism, de eroism pentru un om care își face treaba. Poate că a ajuns o excepție asta în sistemul public românesc, dar nu trebuie să o gândim așa. Un demnitar care își asumă acel post trebuie să fie profesionist, să știe ce face, să fie cinstit, onest, adică să vină și să gândească cum pot să fac mai bine lucrurile în acest minister, în această primărie și să aibă curaj. Asta am făcut împreună cu echipa mea, nu singur, și știu că nu mi-am făcut prieten, pentru că la Ministerul Transporturilor, unde am deschis un sertar, o ușă, un dulap, e o, dacă vreți să spunem cel mai urât, o mafie sau o grupare clienterală sau o grupare de interese. Și dacă întorci capul, eu n-am întors. Deci unde am deschis un sertar, n-am zis aici e ceva urât, îl închid la loc și mai bine să stau eu liniștit. Că a fost vorba de cântarele de pe drumuri, de Metrorex, de așezarea pe criterii profesioniste a Consiliului de Administrație. Chiar zile trecute am făcut o listă cu cei pe care am numit în ceauri. Oameni de la mari companii, nu știu dacă le putem da numele sau nu doar ca exemple, coloși din economia românească sau economia mondială pe care i-am adus în administrația acestor companii. N-am adus cineva care ne-a făcut un serviciu la partid. Bun, asta mi-a născut ostilitate peste tot. Credeți că sindicalistul care făcea propunerea asta cu racheții care să vă elimine făcea pe grozavu, făcea o glumă sau chiar amenințarea este serioasă? Cum ați simțit? Nu știu să spun asta. E treaba procurorilor să decidă. E o chestiune care ține de dar în timpul ăla ați simțit cumva o amenințare? Da, era, adică nu, în momentul în care naști atâta antipatie, da, și energii negative
de la politicieni care urlă și colegi de coaliție care te amenință fățiși, amenințări politice mă refer, la cei din acest sistem, adică, știți cum spun, am 41 de ani, nu sunt naiv, dacă decuplez pe unii de la bani pe care îi furau, nu sunt fericiți, nu o să zică, domne, gata, asta a fost, a venit drulă ăsta, a schimbat lucrurile, plecăm acasă. Știu că oamenii nu se luptă nimeni mai înadins decât pentru pâinea lor, o pâine în cazul ăsta furată, pentru privilegiile lor, pentru cei care sunt în spate și așa mai departe. Trimiseseră pe pagina mea de Facebook, erau armatele de comentarii de la structurile sindicale prietene domnului Rădoi. Domnul Rădoi acolo a angajat familii întregi, așa ți asigur susținerea. De aceea și așa umflată schema de personal de la Metrorex. Nu știu dacă ieri domnul Grindeanu v-a spus ceva despre angajatul la loc, pentru că, spre exemplu, cât am fost eu acolo, au scăzut numărul de angajați cu 683 în plată și în bugetul pe anul ăsta sunt prevăzut 800 de posturi în plus. Deci compania putea funcționa cu 5.000 cât am lăsat, nu cu 5.800, și eu cred că putea funcționa și cu 4.000, pentru că nu le trebuie 100 de zidari și zugravi. După cum la compania Aeroportul București, cred că nu le trebuie 80 de oameni la protocol. Poate vă întrebați ce fac. Poate vă gândiți că o companie care e pe un buget separat. 90% din dividende, din profitele, dă ca dividende statului român. Dacă sunt, poate, se poate descurca la protocol cu 60 de oameni în loc de 80, nu știu, spun și eu. Dacă acei 20 de oameni nu mai sunt în plată, înseamnă un profit mai mare, înseamnă o încasare mai mare, că vorbeam de venituri la bugetul statului mai devreme. Deci totul în zona asta de stat e legat, partidele le văd toate ca pe când niște prăzi și dacă te atingi de prada lor, ce face animalul când te atingi de prada lui? Mârâie sau mușcă? Deci n-am avut nicio surpriză. Surpriza, dacă vreți să vă spun așa, este în ce măsură Iohannis e fericit cu sistemul ăsta. Că am avut discuții și cu Iohannis cât am fost ministru. Și surpriza este și a mea ca cetățean, nu numai ca politician. V-am mai povestit, cred că chiar aici în studio, că în 2014 ca cetățean m-am dus să apăr voturile în turul 2 ca observator într-o secție înghețată, în fine. Am crezut în președintele Iohannis ca mulți dintre români. M-a păcălit și pe mine. Este o țeapă enormă. Este omul acestui sistem. Cumva eu simt așa și o jignire fundamentală. El crede că nu putem mai bine de atât. Știți, mi-au mai spus oameni, m-a întrebat la un moment dat cineva, și mi-a spus, dar ce credeți dumneavoastră, domnul Drulă, că faceți? Păi, fac treaba așa, sunteți puțin, domne, puțin tare, un om de ăsta puternic, financiar, mi-a spus. Ați asumat cea mai înaltă funcție în statul român ca să conserve acest sistem în loc, să-l modernizeze, să reformeze, că asta ne-a promis, nu? Că e partenerul nostru al cetățenilor în modernizarea României, e o trădare majoră. Domnule Drulă, vă propun să discutăm puțin și despre USR. Vă rog. Nu pare a fi în cea mai bună perioadă a vieții politice interne. Apropo, pentru că de câteva săptămâni se discută despre plecarea domnului Cioloș și a unor europarlamentari, colegi europarlamentari, înțelegem că pe plan intern v-au anunțat deja că pleacă. Nu. N-au anunțat că pleacă. Nu. Da, știți, cred că ați văzut și dumneavoastră. Am văzut și o știri în presă. Mm-hmm. Haideți să discutăm despre acest subiect și să-l clarificăm puțin după o scurtă pauză. Ne întoarcem așadar, doamnelor, domnilor, imediat. Ne-am întors în fața ta continuă. Președintele USR Cătălin Drulă este invitatul zilei de astăzi. Despre situația din partid, domnule Drulă, aș vrea să discutăm. Înțelegem că, așa ați înțeles și dumneavoastră, realizez că unii dintre colegii dumneavoastră europarlamentari din USR au anunțat că vor pleca din partid, de altfel se discută la fel foarte intens că domnul Cioloș e cel care conduce această grupare a celor care pleacă, intenționează să formeze un nou partid. Ce știți despre lucrurile astea? Bun, am văzut și eu aceste, oficial nimic, și colegii noștri sunt la ora la care vorbim încă membri. Dar am văzut și eu aceste știri. Acum, repet, nu sunt știri pe surse, o parte dintre ele sunt chiar declarații din conversații pe care dânșii le-au purtat intern, adică Chiar domnul Drulă ne spune că încă sunt membri, ceea ce înseamnă că acolo e ceva, nu?
Dacă încă sunt membri, înseamnă că plănuiau să plece. Am văzut aceste știri în spațiu public. Eu personal nu am discutat cu domnul Cioloș. N-ați avut dorința asta de a pune mâna pe telefon să-l întrebați? Telefonul meu e disponibil. Ultima dată am discutat cu dumnealui chiar recent despre participarea la congresul ALDE, care este săptămâna viitoare, unde USR va fi reprezentat, congresul familiei din care facem parte, Liberale Europa. Deci merge și dumneavoastră, merge și domnul Cioloș. Poate vorbiți acolo. Mi-a spus că nu poate să meargă, chiar i-am făcut o invitație pentru a veni ca în parte din delegația noastră, să avem o delegație puternică și pentru că vorbim de asta, de familia liberală europeană din care facem parte, USR are un loc bine definit pe scena politică românească, care poate derivă cumva și din conversația noastră anterioară. Avem acest bloc mare al status quo-ului, eu am spus socialismul cu epoleți, condus patronat de Iohannis, care va da 2024, ne propune același tip de stat și pe de altă parte avem opoziția liberală, democratică, profesionistă, propusă de USR, un partid cu adevărat liberal. Mai există... Momentan USR, pentru că dacă domnul Cioloș își face partid, va mai exista, nu? Un partid. Păi, asta spun, că USR este o instituție, da? Ne-am crescut în 5-6 ani, avem 80 de parlamentari în Parlamentul României, avem primari care guvernează local peste aproape 2 milioane de români, 1,7 cifra mai exactă. E un partid mare cu un loc bine definit pe scena politică românească. Și un partid care vrea să crească și să dea guvernarea. Nu suntem într-o luptă care nu s-a mai dat în alte state europene. O să îmi permit să repet întrebarea. De ce nu l-ați sunat pe domnul Cioloș când ați văzut acele informații? Păi, eu v-am spus, eu discut cu orice coleg din USR, atâta timp cât sunt niște informații pe surse pe care nu, dumnealui înțeleg că le-a dezmințit până la un punct, nu văd, dar trecând peste asta, care este rostul de a face un proiect de ăsta așa aproape ca un proiect de vanitate pe persoană fizică, altul decât USR, care este casa bună a tuturor celor care vor să construiască. Eu am colegi poate din... întrebați pe domnul Cioloș. Poate întrebați dumneavoastră, că până la urmă... Ce ați transmite, domnule? Văd că e o deficiență de comunicare aici. Ce ați transmite, domnule Cioloș, dacă ați vorbit cu dânsul? Ați încercat să-l convingeți să nu plece? Este casa bună a tuturor celor care vor să construiască această alternativă liberală, democratică, modernizatoare, că există o colaborare excepțională a oamenilor, indiferent că provin din partidul pe care l-a condus Dacian Cioloș Plus, care acum este parte din USR, prin fuziunea pe care am avut-o între USR și Plus. Și noi când eram în guvern, nu conta că un coleg ministru sau secretar de stat era de la USR sau de la Plus, nu am lucrat cu tricouri de culori diferite. În Parlament, colegii mei colaborează excepțional. Deci suntem tocmai că am făcut din două proiecte separate, unul singur, care să reprezinte ceva, v-am spus ce reprezintă în viziunea noastră. Și încercăm să convingem cât mai mulți români. Am convins 1 milion la ultimele alegeri de proiectul ăsta. Vrem să convingem mai mulți pentru 2024. Care e rostul dacă ai luat două proiecte separate, le-ai făcut unul mare care este în familia liberală europeană și se bate cu popularii și cu socialiștii, să mai faci o așchie lângă? N-are niciun sens din lumea asta și eu sper să nu se întâmple aceste lucruri. Pentru că aici este casa bună a tuturor celor care vor să construiască. E un partid viu, un partid cu reguli, un partid instituție. S-a vorbit foarte mulți ani despre USR în termen de fenomen. Cine sunt ăștia? De unde au apărut în 2016? Cât mai țin? Dispar? Nu dispar? Ne-am luptat foarte mult spre a-l construi ca o instituție, ca un partid care e sediul liberalismului democratic din România și asta este un proces care încă continuă și cu care vom merge în alegerile din 2024 cu intenția de a da guvernul atunci. Domnule Drulă, da, nu este interesul dumneavoastră să clarificați lucrurile astea? Cât mai pot dura astfel de discuții? Asta trebuie să întrebați pe cei care nasc aceste discuții. Eu din tot ce am vorbit cu colegii mei parlamentari, am avut un mare eveniment, a fost așa în afara sezonului la malul mării cu 550 de oameni din toată țara, am discutat despre chestiuni sociologice, chestiuni de comunicare, ne-am văzut la față în sfârșit după pandemie, noi suntem un partid care a respectat pandemia și am lansat marele nostru proiect de vorbi direct cu românii, acest mers din ușă în ușă pe care îl fac partidele în vestul Europei. Să nu vorbești cu electoratul doar înainte de vot, să te duci la oameni, votați-ne și pe noi, să-i întrebi. Noi suntem aici. Criticați-ne, dați-ne sugestii, suntem alături de voi. Și colegii mei vor merge și vor vorbi cu milioane de oameni direct în toată țara. Despre toate lucrurile astea am vorbit cu
cu tot USR-ul acolo, care conține și membrii care au fost în plus și care s-au înscris după ce ne-am fuzionat și dinainte. Deci nu există această distinție. Aici este casa, construcția care va construi alternativa la următoarea guvernare. Rostul de a o sparge sau de a o trage o bucățică nu îl văd. Este complet ilogic politic și sper să nu se întâmple. Da, cred că cei care se uită își pun întrebarea asta. Stai așa, pleacă Cioloș? Păi de unde a ajuns, de unde am ajuns noi să vorbim despre lucrul ăsta? De ce? Și dumneavoastră ne spuneți că trebuie să-l întrebăm noi pe domnul Cioloș ce se întâmplă la dumneavoastră în Casa Bună. N-ar fi interesul dumneavoastră să ieșiți totuși cu o poziție comună, dumneavoastră și domnul Cioloș? Nu, pentru că nu suntem instituții pe persoană fizică. Eu aici sunt președintele USR și reprezint instituția USR. Există în România o tendință... Dar este acolo o problemă, domnule Drulă? E o problemă cu Dacian Cioloș? Are o nemulțumire? Asta, sincer, repet, nu știu. Eu nu știu despre ce-i vorba. Eu cred în politica mai depersonalizată. Avem tendința multe ori în politicieni în România să transformă în instituții. Ce face, eu știu, nu știu, Victor Ponta, ca să duc în altă parte, instituția. Eu nu sunt, nu vreau să discut cu instituția Dacian Cioloș, eu am instituția USR, care este instituția opoziției din România, am responsabilitatea dezvoltării ei, am discutat cu colegii mei, toată lumea își vede viitorul aici, ați văzut, Vlad Voiculescu a ieșit recent, a asumat și a spus că alături de colegii din fostul Partid Plus, colegii noștri buni, pe care nu-i mai vedem în vreun fel diferit, rămân să construiască aici, nu văd rostul să plece. Adică, care, cu Vlad Voiculescu ați vorbit? Da. Am vorbit cu Vlad Voiculescu, am vorbit cu Simona Spătaru, am vorbit cu Diana Stoica, cu parlamentarii. Deci ați vorbit cu cei care nu vor să plece? Ca să dau invers. N-am vorbit cu nimeni care să-și dorească să plece din această construcție, pentru că noi suntem într-un moment extrem de important. Suntem la mijlocul unui ciclu electoral, suntem cu o coaliție dezastroasă la guvernare și nu cred că acum e momentul să ne uităm în buric și să facem mici discuții de cafenea, ci să facem o poziție pe bune la această putere care duce România în faliment, să construim instituțional și să creștem încrederea oamenilor în noi. Ori încrederea oamenilor în noi nu creștem dacă le dăm așa episoade dintr-un serial de ăsta. Cine s-a mai certat, nu știu, erau niște talk show-uri de-astea cu casa în care îi punea acolo și îi întreba cu cine se mai certă. USR a scăzut sau a crescut în sondaje după ce a plecat de la guvernare? A avut o perioadă oarecum de stagnare, acum mai recent chiar și în sondajele adversarilor noștri, în sondajele PSD, suntem pe un trend de creștere. Sociologic vorbind, suntem în aceeași zonă de intenție de vot ca cea care ne-a adus în Parlament acum. Noi am crescut de la 43 de parlamentari în 2016 la 80 în prezent în Parlamentul României. Dimensiunea grupului parlamentar îți dă forța politică. Care este scopul dumneavoastră? Vreți să ajungeți la guvernare? Da, scopul meu este și al USR, este să creștem această, așa cum spuneam, să creștem această alternativă liberal-democratică modernizatoare în România, să dăm guvernarea, dacă nu se poate, din poziția de partid care dă singur guvernarea, cel puțin de lider, care dă prim-ministru. Pentru mine este extrem de important cine dă premierul. Să luăm președinția României, pentru că am văzut ce important este să ai un președinte antimodernizator. România, deci, e o țară care funcționează foarte mult pe cum dă semnalul cel de sus. Dacă vorbim ministrul transportului, ministru, dacă vorbim la țară, președintele. Când președintele e la golf și zice, băieți, voi continuați-vă treaba aici, care furați bine, care nu, eu am altă, vreau așa un fel de liniște peste țară, asta se resimte în societate. Trebuie să avem președintele, trebuie să avem premierul. Premier care să aibă viziune. Acum avem un premier care vine dintr-un fost militar, o fi bun ca militar, nu discut care era domnului Ciucă, dar nu înțelege economia absolut deloc și asta ne duce în faliment. Sunt lucruri pe care le avem serios de propus României. Acum, realist vorbind, ca să participați la guvernare din 2024, va trebui să vă aliați la guvernare fie cu PNL, fie cu PSD. Suntem cu 2 ani înainte de alegeri. Această politică de alianță, nu, această discuție o să avem după alegeri. Această politică de alianță o să o discutăm la momentul oportun. Pentru PNL, dacă vorbim, PNL nu mai e partid liberal de 20 de ani. Dar în PNL se găsesc încă oameni care au crez liberal. Doar că tac. Și stau așa și știe lumea și spune, dom'le, eu pe ăla respect, dar nu se bagă. Dacă vor reuși să se... Mă uitam acum, adică a ajuns partidul condus de un fost militar care este și premier, domnul Ciucă, care
Să fim serioși, este pus doar ca un executant al lui Iohannis acolo, un om care nu înțelege economie și care e la cârma țării. Locul 2 este șeful, cum spunea un fost lider al PNL-ului, Ludovic Orban, spunea șeful milițienilor, este secretarul general tocmai ales, domnul Bode. Arată rău pentru democrație ce se întâmplă acolo. Apropo de Ludovic Orban, nu aveți un plan să colaborați cu ei? Că sunt tot liberali. Eu vreau să cream în jurul USR un pol liberal, unde să strângem toate energiile și resursele din societate care doresc să se opună acestui socialist cu epoleți care este falimentar pentru țară. De altfel, și aici vreau să mai spun ceva. Lucrurile o să arate foarte turbulent în România. Eu am pus un pariu public pe care îl repet și aici. Eu nu cred că peste exact un an, când ar trebui să fie acea rotativă și PSD-ul, adică domnul Ciolacu, să intre premier, eu nu cred că domnul Ciolacu va intra și va lua cârma țării. Pentru că știu ce dezastru lasă în urmă. Toți economiștii o spun, ne ducem accelerat, mergem cu viteză maximă către un zid din punct de vedere economic. Ori stilul PSD este datul de tunuri, potopul după noi, asta este și explicația acestor măsuri. De ce credeți că amână cu 9 luni ratele, care vor fi după aia și mai mari? Ca să n-aibă problema 9 luni, după care oamenii vor fi în aceeași situație, nu-și vor mai putea plăti acele rate pentru case și problemele sociale se vor adânci. Dar PSD-ul asta știe să facă, dă tunul, lasă pe alții și speră să revină neatins. Domnule Drulă, o ultimă pauză a discuției noastre de astăzi, ne întoarcem imediat. Ne-am întors ultima parte a discuției noastre de astăzi. Cătălin Drulă, președinte USR, urmează să fie un congres la USR, pentru că dumneavoastră ocupați această funcție după ce Dacian Cioloș și-a dat demisia, recent ales, numai departe de anul târziu. Candidați la președinția partidului? Da. Da, voi candida la președinția partidului. Eu am preluat interimatul după demisia pe care o menționați ca cel mai votat vicepreședinte. Undeva la 70% din delegații la ultimul congres m-au votat pentru funcția de vicepreședinte, ceea ce m-a plasat pe primul loc. Și așa e statutul nostru, când există o vacantare de poziție. Dar, evident, nu putem rămâne cu un președinte interimar. Vom face o competiție internă. Nu o să fiu unic candidat. Pot să vă spun că nu se va întâmpla ca în alte partide USR are această tradiție a democrației. Nu aveți unde să știți dacă convingeți un coleg să vă... Cunosc partidul și știu sigur că vom avea o competiție și o dezbatere de idei. Mai am o întrebare și mizez pe onestitatea dumneavoastră. În momentul de față, cu siguranță v-ați gândit, în momentul de față vă simțiți în stare să candidați și la președinția României? E prematur să vă răspund la întrebarea asta. Dacă vă simțiți în stare, nu dacă o veți face. Ca să vă spun așa, în cariera mea politică mi-am asumat roluri pe care știu că le pot duce. Eu cred în locul, omul potrivit la locul potrivit ca principiu de acțiune și nu în vise de-astea de mărire personală. De-aia vreau să vă spun că încerc cumva, trebuie să depersonalizăm puțin și să instituționalizăm politica din România. Tindem să gândim numai în termen de alu ăla sau alu ălălalt. Trebuie să, aici politica occidentală, spre exemplu, nu e atât de personalizată. Evident, liderul contează. Nu înseamnă, deci, mi-asum această poziție, știu ce înseamnă să fii lider. Cât privește alegerile prezidențiale, vreau să le câștigăm. Asta e un lucru cert. E prematur deocamdată să vă spun dacă voi candida eu, dacă colegii mei vor vrea ca eu să candidez, pentru că avem o dezbatere interne. Dar susțineți ca în continuare președintele să fie ales de popor, prin vot direct, în... sensul ăsta, a existat o discuție în ultima vreme privind schimbarea Constituției, astfel încât președintele să fie ales de Parlament. Pe care variantă mergeți dumneavoastră dacă s-ar pune această discuție? Dar discuția aceasta cine a deschis-o despre... A deschis-o coaliția care se află acum la guvernare. Da. Și care poate înțeleg... să modifice Constituția, pentru care majoritate confortabilă. Poate să propună o modificare a Constituției, cei care pot modifica Constituția sunt cetățenii prin referendum. Sigur. Eu înțeleg un pic ce vor să facă. Înțeleg că îi se mai pregătește președintele Iohannis să mai continue niște mandate pe Republică Parlamentară. Sau le-i frică că ar pierde cârma țării. E un pic, știți, schimbatul ăsta de reguli este un pic de natură iliberală și acesta regres democratic pe care noi îl reclamăm de la intimidări de jurnaliști care au dezvăluit plagiatul premierului la alte semne de îngrijorare în societate și ăsta e un semn. În momentul în care ai
frâiele, să vrei să schimbi regulile ca să perpetuezi puterea. Un semn îngrijorător. Eu cred că România poate continua pe acest model. Suntem într-o societate care vede cumva, funcționează, cum spune în engleză, top-down, de sus în jos. Și contează, dacă avem un președinte care e decorativ, ok, o să fie bun să meargă să facă poze pe la niște întâlniri și recepții. Statul român și sediul puterii este în mare parte la Palatul Cotroceni. Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi, domnule Drulă. Florin, și ție îți mulțumesc. Doamnelor, domnilor, numai bine. Ne revedem!